Lenjerie invizibilă, femei și bărbați petreceri, mă. Șacalilor, ce faceți? Spuneți-mi ce faceți, cum e cu școala? Așteptați și voi vacanța de Crăciun? Cred că nu mai puteți, bă. Nici eu nu pot să mai știu, bă, că mai sunteți la școală, bă, că mă doare aici să știu când postez eu, voi sunteți la școală, bă. Tocmai de-aia trebuie să activați clopoțelul, dar nu așa, bă, bum, așa frumos cu astea, pentru că primiți o notificare, bă, când sunteți la școală, primiți notificarea că am postat și o vedeți când ajungeți acasă, bă. Păi ori facem treabă, ori mai facem, bă, în fiecare miercuri, sâmbătă, episoade, bă. Uite de când am reînceput să postez, parcă mi-a crescut părul, bă, ia uite, așa o leagă, parcă nu mai sunt ultra chel boss-ul, știi? Am așa o ușoară freză de Tutenstein, știi? Dar, mă rog, măcar aici parcă mai sus o mai făcut mai bine, dar aici în față, nu știu, vere. Nu, mai vreun păr. Hai. Aveți grijă cum vă stresați cu școala sau cu temele, bă, că ca mine ajungeți, bă, la 20 de ani, bă. Astăzi o să ne uităm la ce vând românii pe OLX, bă. Există o pagină pe Instagram, ce vând românii pe OLX, și o să ne uităm pe pagina să vedem ce vând românii pe OLX, pentru că știți că noi, ca popor, suntem cei mai creativi oameni din lume, bă. Dacă tot ne uităm pe Instagram, să nu uitați să mă urmăriți la Sniculeț, pentru că în curând o să fac un clip cu abonații pe care o să-l anunț pe Instagram, bă. Fii atent aici. Fii atent, sunt șofer de tir, 888 de lei, da? Nu vând nimic, doar mă laud că sunt șofer pe tir șmecer de când m-a făcut mama mea. Sunt șmecer. Omul ăsta a ieșit din stereotipul ăla. De ce trebuie să vinzi ceva? De ce trebuie să vinzi produse sau servicii? Bă, uite, omul ăsta și-a vândut și el imaginea. Au zis că e șmecer de când l-a conduce tirul. Bravo, frate, să mură, dar bă, ăsta e cel mai tare, s-a terminat. Lingură de plastic folosită. Este cea mai bună lingură din lume pentru mâncat și te va ajuta să mănânci mai repede. Ce-i drept opus la 6.969 de euro. Știi ce a făcut? A folosit psihologia inversă, bă. Omul ăsta s-a gândit că sigur sunt bogătan de aștii care cumpără orice porcării pentru că ei colecționează. Și eu sunt cerci norocul și chiar merge, bă. Nu mai știți, bă, când o făcut la banana aia, de-o pus o banană așa cu un scotch, frate, și o vândut-o cu $1.000.000, 10 milioane cât o vândut-o. Știți, bă, când o pus banana aia, o pus așa piste și aia a fost artă, știi, și a fost, bă, ești prost, cea mai tare artă, știi, și bă, așa au făcut și asta, psihologia inversă, bă. Vând Kierke Gens pentru pietre Swarovski. 200 de lei. Vând Kierke cu pietre Swarovski, preț achiziție 120 de euro, în stare perfectă. Do you mean cercei? No, 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 I mean Kierke. Swarovski. Ia, fii la. Ia uite, vând el 1000 de euro, fără doamna din poză. Asta e doar așa, pentru poză. Vine și cu accesoriul de pe capotă. Am bine că o pus-o pe doamna, un contrast, mașină galbenă, doamna, piste, s-a îndoit un pic capota. Dar uitați, bă, ce gamba are doamna, bă, s-a terminat, bă. Bă, ești prost, ce gamba are doamna, ești prost, cât brațul meu e ca... Și cât brațul meu, băi, de trei ori mai mare gamba la doamna. A, păi, stai, băiatule, că o cumpăr eu, acum ia dăm numărul de telefon, vere. Vând un leu utilizat. Vreau să vând un leu, dacă sunteți interesați, vă rog să mă contactați, vă mulțumesc. Ok, și-o încercat și-o un noroc, cu voia să vând un leu la 2 lei. E super, super achiziții. Investor, știi, investitor. Mem aia. Geacă Moncler și atât, 100 de euro. Geacă frumoasă și furată, distilată. Ia uite, rima. Luată de la un țigan din Foșați. Poate conține sida și alte, super tare, foarte tare, Moncler, super. Boxă wireless cu lanternă și încărcător, merge cam prost, dar este bună. 1000 de lei, un negociabil. Adică omul ți-o lasă un pic mai jos, știi, dacă e prea, dacă chiar nu merge, ți-o lasă pe la 800, știi. Lanterna e bună, boxa nu prea. Deci nu știu dacă sunt puse la troll, bă, mi se pare că sunt, adică la troll, că cine ar vine așa ceva, știi, poate așa pentru catering, dar unei par atât de reale, bă, atât de românisme, bă. Închiriez ca fac frigorific mortoar, 150. 150 lei ți-l închiriază. L-ai pus pe răposatul acolo frumos, așa frumos i-ai închis ochișorii. Și în caz că mormântarea e vara pe la 12 când e caniul la vară, pornești un pic lada aia frigorifică, știi? Înrăcești pe răposatul, știi? După ce termină slujba, ai dat-o înapoi, 150 lei vreo 2 ore. Adică nu știu cum vă descurcați, îngropați mortul, ați făcut slujba acolo, dar vă dați înapoi. Păi cum e să fii respectat mortul ăla, că cât mai are și el de mă rog, cât mai are de cât și în mormântarea lui, că poate și-o salva mamă pentru mormântare, dacă tot e caniculă, să fie și el mormântat ca lumea, bă. Dă-l încolo, frate, îl pui în sicriu, vrei să moară de cald? Moară de cald? 12 ani am caut de muncă online. Am 12 ani, caut de muncă online, fără laptop, vreau cât mai repede, vreau 10 milioane pe lună. Știi ce apreciez cel mai tare? Îi care voință, bă, că la 12 ani, uite, și eu mă gândeam, frate, cum pot să produc ceva, știi, că te mai gândești la astea, frate, de mic, știi, când ți-e greu. Vreau să dezlușez misterul ăsta, cum să caut muncă online, dar fără laptop. Nu poți fără laptop muncă online, știi? Dacă te uiți la asta, băiatul care a scris asta, îți dau eu de muncă, frate, să mă trebuie să meditezi, să-mi cineva videoclipurile, știi? Dar nu pot
editezi clipurile când ai laptop. Lasă că-ți dau eu laptop, frate, și mi editez clip ca să-l ajutăm, bă, pe băiat. Vai de cap. Vai, vai, vai. Tatuie Iisus Hristos 330 de centimetri înălțime, bă. Tatuie ciment marmurat Iisus Hristos înălțime 330 de centimetri, 2300 de kilograme, bă. Deci nu știu cum să vă spun dacă costă foarte mult un Iisus Hristos și să mai cântărească și 2300 de kilograme, bă. Dacă aș avea bani, mi-aș lua. Nu știu de ce, dar mi-aș lua. Aș pune așa lângă mine, știi? Nu știu de ce, dar mi-aș lua-o. Întrebarea mea e alta. Voi, dacă ați avea bani și ați putea să vă luați orice din lumea asta, ce v-ați lua, bă? Să lăsați în comentarii, eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Vreau eu să știu cu toți banii din lume ce v-ați lua, bă. Sunt curios. Știți ce mi-aș lua eu, bă? Că totdeauna am visat la asta, bă. Totdeauna mi s-o părut tare, bă. Un mini frigider de la Băsălaia, așa aici, știi, într-o cameră de asta de gaming, așa să fac. Bă, un mini frigider, bă, cât de tare sună, bă. Băi, și aici la calculator cu băieții, da, pe B, știi, joace, se frumă. Bă, ai deschis asta cu opa, ai luat o băutăre. Nu știu de ce pot să am frigider, dar nu știu, bă, să ai așa un mini frigider, nu știu, mi se pare tare, bă, chiar aș vrea. Pac, am decis, mi-am luat o apă, hop, am băut, știi, frumos, decât să mă duc până la frigider, dar altfel, știi, nu știu, mi-ar plăcea mie. Maserati 4 porte SQ4, 2500 de euro. Ca să ne înțelegem, așa arată un Maserati, adică o mașină scumpă, bă, când zici Maserati. Maserati 3.0 benzină, na-na-na, înmatriculat România, fiz, na-na-na. Autoturismul a luat foc în urma unui scurt circuit electric. Păi și... ce? O lua foc? Una asta e, o dau mai ieftin. O lua foc. Vrei să te minu? Chiar o lua foc. Na, ți-o dau așa. Merge bine într-a patra, intră un pic mai greu, are acolo cuplu mai așa, dar merge bine. O lua foc, ce vrei, totuși e bună o lua foc. Știți cum se spune? Ce ia foc o dată, ia și a doua oară. Asta mi-a dat o afară. Dar nu știu dacă are sens sau nu. Dacă ai o hârtie și ia foc și a doua oară. Adică cred că merge zicala asta, nu? Inventată de Snicluce 2021, octombrie, 7 seara. Insignia electorală Traian Băsescu, 50 de lei. De ce ai minte, mă, de asta? Zai așa e cu somn cu Băsescu. Pie, bă, de ce, bă? Dai seama, costă 50 de lei, mai dai încă 20 de lei pe transport și să ți-o pui așa, să-l ai pe băse, în pie, bă. Vând colecții de unghii de la mână și de la picior, bă, de ce, bă, de ce ai face asta, bă? Bă, știi cum e, prima dată zici, de ce ai face asta, bă, dar după, știi, te gândești, de ce n-aș face și eu asta, mă gândesc acum, bă, de câte ori mi-am tăiat eu unghiile? De ce le-am aruncat, bă? De ce nu le-am păstrat, bă? Bine, eu mi le tai mai urât așa, dacă mă chinuia un pic să le tai, le taiam în formă așa corectă și le puneam, bă, pe fiecare. Colecție păstrată aproximativ 40 de ani. Unghiile sunt păstrate și întreținute cu atenție. Bă, sunt foarte tare. Nu, deci chiar aș cumpăra așa ceva. Lenjerie invizibilă femei și bărbați petreceri, bă. 29 de lei negociabil. Modelul bărbătesc este pufos. Modelele de damă sunt simple. Ia fi atent aici. Uite modelul, bă, asta e lingeria invizibilă, bă. Deci dacă n-ar fi roz și pufoasă, chiar ar fi invizibil. Îți jur că n-aș vedea. Așa cred că se vede un pic. Cred că un pic mai mult decât un kilot, dar se poate zice că e invizibilă. Și cum ți-o pui pe asta, vera? Adică de unde? Cum o pui? Partea asta o pui în față sau o pui la poponez, bă? Partea asta așa te înconjoară aici, stă, păi dacă ți-o tras unul de tine și te-o tras de curat și ți-o duce lingeria asta, bă. Pe viața mea, dacă înțeleg cum vine asta, bă, și mai ieși de tairozul și pufos, bă, să mor, n-ai cum, bă, păi ia-ți un pantalon de stoful asta, bă, să vezi cum se vede așa pufoșenia, știi, pe poponeață. Mă uit așa la ea, știi, dar nu mă gândesc cum vine, mă gândesc, zici că e fular, frate, știi, zici că e de-aia de-o pui la gât iarna, știi, să nu îngheți. Ia, fii atent aici. Ofer meditații pe Minecraft Pocket Edition. Vă învăț să jucați Minecraft Pocket Edition. Dacă sunteți începători, contactați-mă la mesaje. Se plătește în emeralde. Uitați aici inițiativă, bă, foarte frumos, bă, păi tu un copil s-o gândit să înveți alt copii, bineînțeles, pe bani, să înveți Minecraft, bă, așa că dacă vreți să învățați Minecraft pe telefon, îl sunați și îl vă învață, bă, foarte frumos. Vând unghii, picioare, set full, 100% naturale, bă, poftim, bă, 500 de euro, bă. Unghiile sunt naturale, 100%, plus că setul vine cu o unghieră bonus cadou, bă. De ce ai mai dat, bă, unghieră dacă ți-ai tăiat unghiile, bă? Nu sunt interesată de schimburi, bă, de ce femeie, bă. Ia și poza, nu pot să cred, nu pot să cred, deci nu pot să cred, nu pot să cred, refuz să cred, nu pot. Deci pe cealaltă am luat-o la mișto, dar pe asta refuz să cred că cineva chiar și-o tăiat unghiile și-o pus și unghiera aia. Deci nu pot să cred. Deci vă bateți joc de mine, vă jur pe viața mea, dacă nu, să more dacă nu-mi pun și eu unghiile pe Olex, bă. Pun acolo unghiile lui Snic, bă, să văd dacă chiar, bă, poate am un fan nebun de la care le-ar lua, bă. Vai de mămăița mea, să mai pun și unghiera aia, bă, să ți-o tai cu ce, să când îți tai tu unghiile, să ai așa aceeași senzație ca ea, bă. Dar n-am o parte în viață dacă nu zici că ești de urs unghiile, nu-s de femeie, bă, pe bune. Unde ai, bă, unghii de astea veri, că n-am de astea nici dacă le-a sunat să crească, bă. Mamă, așa groase, zici că ești din teracotă, bă, m-am jurat pe bune, marmură, pe bune, dacă nu. Pești de vânzare. Emicromis 5
5 lei bucata, Nigro Fascitum 5 lei bucata, Caraj 4 lei, 15 lei în funcție de mărime. Deci nu pot să cred că o scos peștele să-l măsoa... Nu pot să cred, deci nu pot să cred, bă. Bă, o scos peștele din apă să-l măsoare cu ruleta, bă. Tu dai seama cât de mult voia să-i vândă, bă, dacă i-o scos, bă, tu dai seama, o băga mâna în acvariu ăla, o lua peștele, l-o lăsat acolo pe usca, l-o bătolea că până nu mai sărea așa, repede o pus ruleta, au făcut poza și l-o băgat înapoi, bă. Bă, voi vă dați seama prin ce secunde de chino trei peștele ăla, bă, că nu mai știa ce să facă, bă. Masaj relaxare energetic pentru doamne, domnișoare, iubita și soția ta, bă. Vând monede de un ban, 5 lei. Redus de la 10 lei. Piramidă organică pentru protecție împotriva invidiei. Bă, există așa ceva, bă? Când s-au schimbat ambalaje vechi de la gume din perioada comunismului. Cu siguranță, mi-aș dori să mănânc gume de le-au mâncat mama prin 75. Mi-ar plăcea maxim, știi? Meditații gratuite. Nu trebuie să înveți pe de rost. Metoda mea e mult mai avansată, da? Și ca orice om normal, vrei să vezi și tu profesorul care te învață. Și dai pe imagine și-l vezi pe ăsta, fratele meu. L-ai văzut pe ăsta. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Să închizi telefonul, te apuci de învățat, ce faci? Vând iPhone 11 Pro la 780 de lei, bă, negociabil, îl dă cu vreo 20 de milioane, 30 de milioane, mai puțin, bă, uite, vând iPhone 11 Pro nou, perfect, funcțional, pachet complet, încărcător, cablu de date, căști și bumper, da? Și plătești, da? Și comanzi iPhone-ul și-ți vine ăsta acasă. Ce faci? Ce faci? Poate când l-a curățat ăla și-o șters, o da prea tare, bă, și-o șters semnul de iPhone, bă. Aici ai lipit un sticker cu camere, frumos. Produse naturale pentru ten și păr, 240 de lei. Și ți-l arată doamna aici. Toate produsele, ia uite cum funcționează. Ți-l arată aici că funcționează. Ia uite aici cu produsul frumos. Funcționează, ia uite ce bun, ce cum i-a făcut părul, bă. Deci asta mi se pare clasica poză pe care un adult și-o face și-o pune pe Facebook, bă. Exact așa, cu telefonul leacă jos, așa, știi, cu să uită la cameră, știi? N-ar zâmbi, frate, și uite, hai, ce bine arăt. Hai, hai, mă, de ce nu merge? Hai, bă, ce ai? Zi, mă, de ce nu merge? Cam astea au fost anunțurile, ne-am distrat, ne-am simțit bine, mă bucur. Unele văd că sunt puse la catering, că bă, dar unele sunt cât se poate de reale, bă. Deci cel puțin ăsta cu doamna ultimul, bă, mă jur că n-aș avea de ce să nu cred că e real, bă. Sper că ați văzut de ce sunt oamenii din țara noastră în stare și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, neapărat la Stinculeț pentru clipul ăla de m-am zis că îl fac cu abonații, să fiți acolo primii care știți. Avem și canalul de gaming tot în descriere, bă, facem 200.000 de abonați acolo, postăm Minecraft, ne distrăm și acolo, trebuie să dați un subscribe și acolo. Iar în final ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!